Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă emisiune Sănătate și Prevenție. Sunt Liuba Radion, specialist în biorezonanță magnetică. Astăzi, alături de mine este din nou domnul Dragoș Iliescu, autorul cărții Ormus. Bună ziua, Dragoș, și bine ai revenit în emisiune. Bună ziua și la mulți ani. Mulțumesc, să fie la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor. Hai, te rog, să ne explici care sunt efectele aurului monatomic în organismul uman. Efectele sunt... Care sunt beneficiile? Păi o să le luăm așa la rând, cum ai spus. Efectele și beneficiile. Efectele sunt o stare de calm, aproape instantanee, cu toate că lumea nu-și prea dă seama. Sunt oameni care spun, domne, am luat de 3 săptămâni și încă nu simt nimic. Dar el nu-și dă seama că simte. Sunt unii oameni care au impresia că dacă s-a schimbat ceva, el îi se datorează așa, primăverii sau... De exemplu, am avut o persoană mai în vârstă, căruia i s-a administrat acest element monatomic de către fata. Și omul avea o durere de genunchi cu o artroză care nu putea să meargă până la poartă să deschidă, deci în curte. După un timp, tot întreba fata, și cum te simți, tată? Tot așa, n-are niciun efect. Mai trece un timp, peste o lună, tot așa, n-are efect. Și după aia se duce pe acolo și îmi dă mie telefon fata și îmi spune, uite ce mi-a zis tata astăzi, a fost la administrația financiară, a stat la coadă, o jumătate de oră, s-a dus la piață, a făcut piața, a cărat și a venit acasă, și am venit acasă și l-am întrebat, păi vezi mă tată că are efect? N-are efect. N-are niciun efect treaba aia, asta e așa. Deci el n-a mai făcut legătura cu perioada în care el nu putea să meargă până la poartă de durere și noua lui schimbare care a intervenit așa ușor și a ajuns să se plimbe până în oraș, să stea la cozi. Că avea mai multă energie, mai mult. Păi nu mai dureau genunchii, mai în primul rând. Că asta e problema, deci e vorba de articulație. Asta aici, dacă vorbim, este vorba de elementul monatomic al aurului, derivate ale aurului, adică tot ceea ce conține mai mult aur monatomic, va ajuta foarte mult încheieturile, da? Încheieturile și mentalul, adică starea de psihică. Starea psihică a omului se îmbunătățește pentru că glanda pineală are o mare componență în ea de aur monoatomic. Asta e. Deci asta înseamnă că crește nivelul serotoninei? Crește nivelul serotoninei. Dacă a crescut nivelul serotoninei și glanda pineală este în armonie mai bună, că ea este într-o oarecare armonie sau poate zis cu contact, numai armonie nu mai e la unii oameni. Oamenii care nu mai se înțeleg pe Dumnezeu, ei nu sunt în armonie cu Universul. Că Universul e Dumnezeu. Înțelegi? Și atunci cei care consumă aur monoatomic vor avea o glandă pineală hrănită și va rezona săraca de ea. Și va începe să se curețe. Are în ea niște microtuburi pineala asta noastră, în care circulă apă foarte fină, adică moleculă cu moleculă, dacă tu nu ai apă din aia în ea, ea nu poate să lucreze, e ca un mecanism până la urmă, este un rezonator, este o tehnică acolo, e ceva știință în ea, nu e așa, o glandă pineală, s-a atrofiat, nu funcționează, o lăsăm așa. Deci hidratarea este esențială. Hidratarea cu apă care să poată să permită treaba asta, adică asta recomand și eu, apă vialcalină. Apă vialcalină, ionizată, cu moleculă mică, cu clusterul de molecule cât mai mic posibil, ca corpul oricum și aia și-o pregătește pentru pineală și-o pregătește pentru microtuburi, care microtuburile astea sunt și în celule. Și tot așa este un sistem de comunicare. Prin microtuburile astea unde trebuie să intre apă moleculă cu moleculă. Dacă tu ai clustere de alea de cât un sac, așa pentru noi, de aglomerație de molecule de apă, alea nu intră în microtuburi, nu intră nici în celulă, se plimbă pe acolo, pe plasmă. Dar tu nu ești hidratat. Ba chiar sunt multe persoane care au retenții de lichide. Așa, bravo. Apa se metabolizează foarte greu. Ca organismul să metabolizeze apa, depinde de calitatea pe care este consumată, el lucrează 6 până la 8 ore. Da, și dacă nu poate, începe și să te umfle. Și dacă nu poate, da, face stază. Îți face picioarele de elefant. Am citit în cartea ta că sunt rezultate și pe animale. Ce poți să spui despre asta? Deci pe animale sunt rezultate mai rapide. Mai rapide? Mai rapide ca la oameni. Animalul nu gândește. Omul gândește. Animalul primește. Da, animalul gândește. Animalul blochează, omul blochează mental? Da, blochează mental. Păi nu v-am spus de omul ăsta care s-a plimbat prin tot orașul și el n-a niciun efect. Nu, nu-i de la aia.
Nu are niciun efect. Să știi că asta mi se întâmplă și mie. După prima, a doua, a treia terapie, mai întreb pacienții și cum vă simțiți, cum a fost după prima? Unii sunt mai deschiși, așa în general sunt. Da. A, până că nu simți, zic, dar cum dormiți? A, mai bine? Zic, da. Păi, și atunci, nu, oamenii, unii nu conștientizează efectiv, sunt atât de obișnuiți cu starea lor proastă, încât... E altceva, te contrazic și te opresc. Serios? Da. E altceva de nu conștientizează. Ce anume? Orgoliu. Dușmanul universului. Orgoliu. Adică se complac într-o stare mai proastă? Nu, din cauza orgoliului nu-ți recunosc ție meritele. Ei nu recunosc la nimeni meritele. De obicei oamenii ăștia se îmbolnăvesc pentru că ei nu recunosc meritele nici lui Dumnezeu. Înțelegi? Deci recunoștința lipsește cu desăvârșire la oamenii ăștia. Ei nu poate să zică nici mulțumesc, nici te iubesc. În general. Hai să vezi, ia întreabă-i. Zic treburile astea? Da, le folosesc? Am cunoscut. Deci orgoliu este cel de care trebuie să ne ferim, să ne dăm singuri palme, dragii mei, dacă suntem orgolioși. Și suntem mereu. Dar momentul după ce îți revii, după mândria aia ta și te-ai impus tu, te duci frumos la oglindă și îți dai o palmă așa și spui, iartă-mă, eu te iert, te iubesc și îți mulțumesc. Învață-mă, Doamne, să fiu și eu recunoscător. Ajută-mă să pot zice mulțumesc. Ajută-mă să-i mulțumesc mamei mele, să-i mulțumesc soției mele pentru ce mi-a făcut bine. Și să o critic cu blândețe pentru ceea ce nu face bine, măcar să țină minte. Sau poate încearcă și ea să facă ca mine, zice la oglindă, își dă și ea un bobărnac sau, mă rog, se mângâie, așa, și zice, uite, iartă-mă, eu te iert, te iubesc și îți mulțumesc. Deci problema Universului și Lucifer de-aia a căzut, ca să știi, din orgoliu. Lucifer era cel mai luminos înger. Era arhitectul Universului, este arhitectul Universului, Lucifer. Dar e căzut. Deci el a proiectat alături de Dumnezeu Universul. Înțelegi că este arhitectul Universului? Aceeași persoană, Lucifer, căzută, este arhitectul Universului. El a ajutat la planurile astea frumoase, la tot ce vedeți creație. Dar, din cauza orgoliului lui, pentru că știa valoarea, a vrut el să intre la Dumnezeu când a vrut el, nu când îl primea Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are și el treburile lui și are liniștea lui și pacea lui. Nu intri tu acolo, vreau eu să mă duc la tine acum, că sunt arhitectul universului tău. Și atunci, făcând el treaba asta, a vrut să forțeze niște porți de intrare, că sunt și acolo porți de intrare, niște parole, niște chestii. Și a avut el nervi. Vreau să mă duc acum. L-a luat Mihail pe sus și l-a aruncat unde e acum. Și a început să-i crească coarne din frumusețea lui. E urât acum. Asta este povestea adevărată a acestei secvențe de creație. Și e păcat că dacă s-ar smeri, s-ar întoarce. Dumnezeu l-așteaptă. Și pe el și pe Satan l-așteaptă. Îi așteaptă pe amândoi să se întoarcă, să se smerească. Doamne ajutoare, se va întâmpla vreodată? Orice e posibil. În univers, da. Eu sper că da. Sunt multe entități malefice care au cedat. Uite, dacă ați auzit de Inelia Benz, să dați pe net. Inelia Benz. Da. Inelia Benz. O să o găsiți imediat. E o ființă de lumină de până în Brazilia, care de mic a fost așa, în lumi paralele, mă rog, și care a avut și are misiunea să echilibreze energii pe pământ. Deci un înger este o femeie. Ea declară despre ea că nu i-a venit la reîncarnare ca și ființă umană. Pentru că școala ființei umane este ceva superior. Pentru că atunci se întunecă toată memoria și eu e așa, ca noi, orbeți, cum ar veni legați la ochi, să evoluăm. Ia Inelia Benz spune despre faptul că îngerii nu pot face rău pentru că așa sunt ei făcuți, dar urmează să fie și ei la un moment dat băgați în carne ca om. Sunt și îngeri ajunși din om înapoi îngeri, îngeri umani și îngeri de nivel superior, dar sunt îngerașii care sunt un nivel inferior ființei umane, ca și evoluție, ca și testare, înțelegeți? Deci ei sunt puși de Dumnezeu să facă anumite chestii, ei nu știu să mintă, nu știu să înșele, nu știu să așa. După un timp văzând ei școala oamenilor cum ne chinuim noi pe aici și cât de greu ne e nouă întunecați așa și greșim și păcate și murim și înviem, dar totuși până la urmă evoluăm, o să-și dorească și ei la un moment dat îngerașii ăștia să fie ca noi. Deci noi suntem ființe situație de evoluție dorită de îngerași. Aici sunt două categorii, ca să înțelegem, îngerașii care încă nu s-au făcut oameni și cei care au trecut prin școala umană și au ajuns maestri înălțați, îngeri de nivel înalt, ființe de lumină. Adică înger uman, maestru înălțat de dimensiunea 5D. Și această Inelia spune că ea este înger, a venit doar cu misiunea să îndrepte și în carne. Și zicea, când era mai mică, stătea pe bănci lângă oameni cu energii negative și stătea acolo, că trebuia să stea acolo să-l îndrepte pe omul ăla. Îi dădea misiune Dumnezeu. Iar acum a avut o misiune, când a fost trasă din trup, într-o noapte, să se ducă la Marele Maestru, așa zicea, eu cred.
al maleficului de pe pământ, ca să-l convingă să cedeze. Să cedeze lucrarea lui malefică, că era în rătăcire omul. El credea că face bine. Deci toți oamenii răi cred că fac bine, ca să știți. Ei nu cred că fac rău. Ei zic, asta e soluția. Am vorbit de aurul monoatomic, dar nu este doar aurul, sunt și celelalte elemente. Deci aurul ne va ajuta la mental și la încheieturi, dureri articulare. Cum l-a ajutat pe domnul acesta cu genunchii lui. Ce alte efecte benefice ai mai... La aur? Sesizat, da. Deci am sesizat, în primul rând, un echilibru mental, o stare de acuitate mentală. Adică ești mai atent și ești mai eficient. Puterea de concentrare este mai mare. Concentrare și mai este un lucru care lumea nu-l ia în seamă. Este vorba de capacitatea de a reține mai multe informații dintr-o secundă. Adică eu dacă mă uit acum la televizor și mintea mea merge, sau mă uit la monitor acolo, da? Mintea mea acum trebuie să te vadă și pe tine, a văzut și acolo, vede un pic și cu colțul așa și ia în calcul tot ceea ce se vede aici, plus în subsidiar rulează ce o să spun eu următoarea idee. Adică un fel de multitasking, atunci când capul tău se dezvoltă pe mai multe... Adică și acuitatea vizuală este mai bună. Da, am avut oameni care au zis că au văzut mai bine, am avut oameni care au zis că au mirosit din casă, până în fundul curții, mirosul de trandafir și nu mai mirosise, deja îi se cam dusese mirosul. Că și mirosul deci simțurile se dezvoltă mai mult. Da. Până și simțul tactil, adică o mângâiere, o să o simți altfel. Noi ne-am tăbăcit, nu mai suntem ca copii de mult. Dar n-am știut, pentru că în timp, așa ca nenea ăla, a ajuns la așa și nu mai știi. Zici că asta e mângâierea care e acum, la vârsta noastră. Dar mângâierea unui copil pierde lui altfel. Și pe măsură ce tu te sensibilizezi în sensul bun al cuvântului cu aurul monatomic, și cu celelalte elemente, că acum spun un pic și de cupru, pentru că îmi place mie mai nou cuprul ăsta, pentru că este elementul cheie al sângelui și al oaselor. Și al ficatului. Uite că tu știi mai bine cu ficatul, deci e necesar al sprinei. Pentru că sângele, ajută unde-i sânge mult. Ajută de asemenea la reducerea încărunțirii părului, deci albirii părului. Da. Deci acest cupru, eu l-am văzut în timp, pentru că nu vorbesc decât mai mult din experiențele mele, ce mi-au zis oamenii și am pe doamna cu noi la live-ul ăsta care îl fac eu în fiecare dimineață pe Facebook, fac acolo și un qigong, un pic de gimnastică cu lumea, dacă tot îmi fac pentru mine și avem acum de la Dumnezeu acest mare dar care se cheamă internet și Facebook și ce mai avem noi, metodele astea de a fi în contact oriunde ai fi. Și îmi pun telefonul acolo și îmi fac exercițiile și dacă și sunt 100 de persoane care participă în fiecare dimineață, facem și acest antrenament care mi-l fac eu și mi l-am luat din China, de fapt din Thailanda l-am luat de la un profesor și am mai adăugat și eu niște elemente de la noi și îl facem acolo 20 de minute, frumos, cântă păsărelele, se aude apa, cum susură. Foarte frumos, este motivațional și pentru alte persoane care nu se motivează să facă singure. Și nici nu se ies din bloc, nici măcar în parc și acolo cu mine auzind ei păsărica, și auzind se transpun în izvorul, o să li se facă dor cu timpul. Mă duc și eu să aud un izvor real. Da. Și după aceea ne întoarcem și fac o meditație a lui Dumitru Branc, care o am pe site-ul meu, meditația națională a lui Dumitru Branc. O să-l găsiți. Are în cartea lui Vindecare prin Alchimie Divină. Este fantastică. Este, de fapt, o formă de rugăciune complexă și modernă. Adică acolo alchimizezi lucruri negative din poliție, din justiție, din politic, din spitale, din... Adică o luăm mai pe ale noastre, așa ce facem noi. Eu fac și seara și o rugăciune ortodoxă clasică. Cu începutul binecunoscut, cu acatistul Mântuitorului, cu psaltire, cu mai multe. Aia e clasică. Folosim pe aia. De ce o folosesc și pe aia? Pentru că am văzut că am învățat-o pe din afară și cine mă cunoaște știe că vorbesc majoritatea din ea o zi pe din afară. Și mă mir cum de pe cealaltă n-am învățat-o pe din afară. Și am 8 ani de zile de când le fac. Pe aia am învățat-o în 2 ani, pe asta de 8 ani nu învăț. Și vreau să te întreb pe tine de ce crezi că nu poți să o învăț. E explicație. De-a noastră, spirituală, științifică. De ce nu învăț asta lui Branc și pe aia învățat-o imediat? Pentru că sufletul tău nu o recunoaște. Și de ce nu o recunoaște? Adevărat. Dar de ce nu o recunoaște? De ce nu-i vin informațiile? Pentru că nu se... Nu ți se potrivește. Nu o recunoaște. Nu o vrea. Nu. Că nu o vrea. Că eu o fac să o vrea toată lumea. Nu s-a format un egregor suficient de mare. Deci doar eu o zic și cu un codoamnă, nu știu pe unde, pe în Carpați, zilnic. Și acum sunt cu acești 100 de oameni care fac cu mine. Nu e egregor format. Deci nu s-a creat undeva în astral, un acumulator
de această... Ca să fie recunoscută de ca să transmită persoane. Informații înapoi la alte persoane și tot așa să crească. Pe când la rugăciunea ortodoxă, fiind făcută de sute de mii de sfinți, cunoscuți și necunoscuți, aceleași rugăciuni de atâția ani de zile, de mii de ani, așa, acolo e negrezător fantastic la rugăciunile ortodoxe și la Catistul Mântuitorului și la multe. Sunt milioane de oameni care le fac. Și imediat îți vine informația de acolo și te trezești că îl știi pe din afară. Spune-mi, te rog, ce alte elemente monoatomice recomanzi oamenilor? Deci avem cupru, vă recomand pentru sânge și vă spun de ce, pentru că am o doamnă care își făcea injecții tot timpul și avea vânătaie două săptămâni. După injecție, vânătaie. Hematom, doamnă. Și a luat ea, a zis ea așa, ia să iau eu ăsta, cred că uite că scrie că sânge. Și a luat numai element monoatomic pe bază de cupru. Și acum și în ziua de azi nu se mai învinețește. I-a trecut definitiv treaba asta cu hematomul și cu vânătaia. Deci îmbunătățește circulația. Și mai ales periferică. Deși persoanele cu probleme venoase, varice, hemoroizi... Da, 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 da. Și mai are un mare avantaj. Leagă oasele, osteoporoza, cred. Și rupturile, microrupturile care se fac la osteoporoza asta. Deci ajută la reconstrucția oaselor osos. Pentru că mi-am dat seama dintr-o poveste, citind despre cupru pe net, am găsit această informație. Ciobanii înainte, când își rupea o oaie piciorul sau o capră, așa, îi dădea pilitură de cupru cu furaj să mănânce. Iar când au mâncat oaia capra și au ronțăit la oase, osul rupt l-au văzut sudat cu pilitură de cupru albastră pe acolo, când s-a sudat. Deci organismul a adus elementul exact la locul... L-a adus acolo ca să ajute să se sudeze osul. Și deci e clar că acest cupru ne ajută să ne reconstruim oasele. Oasele să nu credeți că nu se refac. Și ce ori osteoporoza e un proces irreversibil. Este pentru că o ții pe lactate. Normal că este. Osteoporoza e un proces irreversibil. Dacă tu tot îi dai calciu din ăsta neionic, corpul se chinuie să ia calciu ionic din oase, care e calciu bun din oasele tale, ca să-l ia să încerce să-l metabolizeze pe ăla, se chinuie pe acolo. Deci lactatele sunt un lux care vă vor acide. Distruge în timp. În China nu există brânză și lapte. Nu există brânză și lapte. Da, poți să cauți cât vrei. Ce nu consumă? Deci după înțărcare nu mai... După înțărcare, pa. S-a terminat cu enzima aia care digere lactaza și nu mai ai. Poți să fii tu B3, că într-adevăr B3 mai își pot permite luxul ăsta. Pentru că ei fiind omazi, este grupa au de sânge... Au în sânge. A umblat cu oile alea după ei și cu ce au umblat ei și au cam păstrat enzima lactaza asta, dar eu după vârstă aș lăsa o baltă. Mai bine mănânci oaia decât să-i mănânci laptele. O digeri mai ușor. Da, îți iei karma, oi, dar mai te rogi pentru ea ca și Buddha și ar putea să plece mai ușor. Adică se spune că vacile stăteau la coadă, între ghilimele, așa, până astral, se rugau vacile, Doamne, să mănânce Buddha o bucată din mine, de m-ar sacrifica ca să prindă Buddha o bucată de scriptură din mine, când a trecut el pe normal, da, pe calea de mijloc. Pentru că știa că prin rugăciunile lui Buddha ea se va mântui mai rapid. Va trece etapele ale lor, că noi pornim de la stâncă. Noi pornim de la fapt de la o particulă eterică. Trebuie să citiți din tainele vieții și ale Universului. Am zis-o și la doamna Olga la emisiune, o zic și la Luba și o zic până când o să înțelegeți toți, că e o carte de căpătui. Eu n-aș începe o facultate, dacă ar fi după mine Dacia asta, să fiu eu ăla care decid și la învățământ, ca Ceaușescu. Hai să facem, să schimbăm ceva. Așa? Adică să nu înceapă un student facultatea până nu ne citește și ne dă examen din cartea lui Scala Demetrescu, profesor universitar în 1929, din Tainele Vieții și ale Universului. Întâi le citește pe alea, la examen aș da. Și dau examen din Tainele Vieții. Că tu când vei ajunge savant, să nu faci bombe nucleare, că tu știi ce se întâmplă la nivel de particulă subatomică, la cuante și la vid, ajungi până la haos cu teoria din Scala Demetrescu. Cum trage Dumnezeu particule din haos și cum le pune și le dă viață, memorie și voință, că altfel nu faci nimic. Și asta e marea lui lucrare de dragoste. Și apoi ne trimite în centru creațiunilor, nu este sfera laborator, numită Nirvana. El stă în pari Nirvana, cum ar veni. Adică sfera care înglobează toată creația, marele cosmos. Și acolo se atrag permanent particule din haos. De acolo venim, din haos. Particule indivizibile, unice, nu mai există alta ca mine și nici altul ca tine. Aici e frumusețe. Care este unicat. Sunt unice particule. Noi suntem puși undeva pe aici, particula asta unică. Dar ea este de needucat dacă nu ar fi luat-o Dumnezeu și să o ia și să o învețe un pic. Ca un copil care se naște. Trebuie să-l te chinui întâi, să-l pureți de mizerie. Nici măcar atâta nu știi.
apoi bla 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 ABC-ul, îl înveți să vorbească, apoi un pic de antrenament. Grădinița începe din sfera centrală, laboratorul sau nirvana. Parinirvana este o sferă mare cu mai multe straturi, uite așa, că nu e doar o sferă, o coajă. E un univers acolo de creație. Și de-aia spune să fii la dreapta Tatălui, să te rogi să fii la dreapta Tatălui. Cumva ea se învârte înspre creațiune care e în mijlocul acestei sfere mari, cumva spre dreapta și să fii la dreapta, adică în creațiune și nu la stânga, în haos. Că a spus Hristos, pocăiți-vă că vine noaptea și scrâșnitul dinților. Se referă la haos. Sunt particule care nu vor să intre în educație, să facă ceea ce ni se cere. Să iubim, să nu furăm, să nu ucidem, să nu așa. Măcar să ne concentrăm către lucrurile astea. Și mai spunem și că, domnule, tu m-ai atras pe mine la viață fără să știu. Ca americanii cu procesele lor și cu avocații. N-am știut. Deci în America a câștigat unul 2 milioane de dolari pentru faptul că și-a luat un automobil de la mașină home, motor home. Mașină cu motor. Deci rulotă cu motor. Da. Deci bus din ala cu, de excursie, care te plimbi prin ea dacă vrei, are locurile despărțite și te duci în spate. Dar când oprești mașina, nu pe drum. Ăla a zis acolo că a văzut că are pilot automat, cruise control, și el a zis, domnule, am crezut că pilot automat înseamnă că merge singură. A lăsat-o pe pilot automat, s-a ridicat, s-a dus să facă la toaletă. Și a făcut accident, bineînțeles. S-a răsturnat, a scăpat. Și cu avocații, el a cerut despăgubire $1,000,000 și a câștigat. Că n-a scris acolo, nu te ridica de la volan, nu înseamnă pilot automat, că e automat de tot. Înțelegi? Dacă crezi că e în avion. Da, dacă găsit o portiță... Da, și așa sunt și persoane dintre noi care se duc la Dumnezeu și spun, eu nu am fost conștient când am fost atras la viață. Îmi pare rău, trimite-mă înapoi în haos. Nu vreau în lumea ta care mi-e scârbă de ea. Da, sunt oameni care sunt sataniști, cum ar veni, dar la nivel extrem, astral, poți să fii tu satanist cât vrei pe pământ, tot ai șanse, nu e problemă. Dar la un nivel de încarnări și de încercări și de încercări și tentative, așa, întâi te ia de aici și te mută iar pe o planetă foarte sălbatică. Dacă tu acum nu înțelegi nivelul la care am ajuns noi de vorbind de aur monoatomic, de metode de transformare prin alchimie externă, adică mănânci ceva și tu te schimbi la cap. Sau luăm o scurtă pauză și revenim. Am revenit. Continuăm subiectul nostru. Spuneam, sau poate chiar există posibilitatea ca sufletul care nu dorește evoluție să involueze, să reîncarneze ca un suflet inferior, un animal? Da, se poate. Deci, de atâta timp. Deci orice e posibil să înțelegeți în creație. Tot ce ți-ai imaginat vreodată există deja. Și surpriză, tot ceea ce nu ți-ai imaginat vreodată există deja. Deci, Dumnezeu a făcut toate variantele posibile în capul lui. Deci toate, absolut, dacă nu e Dumnezeu. Dacă un singur lucru ar fi care el nu poate face sau nu există, nu vorbim de Dumnezeu. Deci orice e posibil. Acum, dacă v-am spus că atunci când se face secerișul și în cartea Tainele Vieții și ale Universului, veți vedea, e un ciclu de 26.000 de ani în care noi, cu planeta noastră, uite așa, ne învârtim în jurul Soarelui, dar nu în 26.000 de ani. Noi cu Soare cu tot ne învârtim în jurul galaxiei, Soarelui central, în 26.000 de ani. Și la momentul când se termină acești 26.000 de ani, se cheamă, sunt 13.000 de ani până într-un cap, 13.000 până înapoi. Și când am ajuns la cel mai apropiat punct de Soarele central, are loc judecata. Am mai fost la potop o judecată. Acum 13.000 de ani, dar ne apropiem de ăștia de 26.000 de ani. Și acum e secerișul. O să vină Iisus Hristos, așa cum ne-a promis, a doua venire a lui Hristos, care va fi anunțată de Sfântul Ioan Botezătorul, scrie în acatistul lui Ilie Tezviteanu, care vei veni la a doua venire a lui Hristos. Cine are urechi să audă, să audă, că așa a zis Hristos. Că a zis, adevărat vă spun, nu este om mai sus decât Ioan pe pământ încarnat din femeie. Și zice... Chiar și sfinții se reîncarnează. Normal, păi asta e metoda. Și al El Moriacan a fost Avram, arhanghelul, El Moriacan. A fost Avram, a fost mai mulți, a fost și arhiepiscop și patriarh. Și, și ei vin, că vin de drag ca să ajute, da? Toți oamenii care schimbă ceva sunt de nivel superior, nu au nevoie de reîncarnare pe acest pământ, vin pentru misiuni pe acest pământ. Și spune acatistul lui Ilie Tezviteanu, spune clar, care vei veni la a doua venire a lui Hristos? Iar Hristos a spus așa, adevărat vă spun, că acesta este Ilie care avea să vină. Ilie care va să vie. Deci acesta este Ilie care va să vie. Aici poți să înțelegi care avea să vină,
că a venit ca să mă vestească pe mine, că Iisus Hristos nu vine niciodată fără ambasadorul planetei, care este fiul planetei. O să citiți în Tainele Vieții că Ilie este una cu Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul este rangul de fiul Pământului. Este Moise tatăl, fiul e Ioan și nu mai știu cine e Sfântul Duh. Sunt treim peste tot. Așa se conduce universul, în familie. Aici este o mare greșeală. Monofiziții noștri, ortodoxi, ei se numesc ortodoxi, dar eu zic că sunt deviați de la care ortodoxă, numai noi suntem ortodoxi, că avem crezul normal. E, în crezul monofizit, copților, copții din Egipt, la ei nu mai e ca la noi. Și s-a făcut om, nu s-a mai făcut om, Iisus. La ei este Dumnezeu și atât. Ceea ce este greșit. Pentru că nu mai poți să înțelegi treimea. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, amestești treimea. Și când ai amestecat treimea, ai trecut peste o taină mare a creștinismului care zice uniți în voință și ființă, treimea este unită în voință și ființă, uniți, dar neamestecați. Ca și o familie. Eu sunt tatăl și tatăl rămân, nu mă fac mamă. Tu ești mama și mamă rămâi și copilul nostru e copilul nostru. Suntem uniți în voință și în ființă, adică noi nu suntem tu zici cea, eu zic hăis. Și copilul vrea nu știu ce. Noi suntem uniți în voință și în ființă, adică eu simt ție durerile. Pentru că la un nivel eu simt durerile și la orice om. Dacă vreau să-i simt durerile, simt durerea. Dar asta se făcea înainte în familie. Și sunt familii fericite care își simt bolile. Îl doare pe la cap, îl doare și pe el. Este unită ca o celulă, da. Care funcționează... Ba mai mult, îi dă din energia lui când îl doare capul pe celălalt. Îi simte și durerea, îi dă și energie de la el și se echilibrează familia. Sunt interconectați. Da, păi oricum suntem interconectați. Dar dacă noi mai credem că avem legături și ne putem da de la unul la altul energii, noi suntem blocați fluxul. Și mai și bârfim pe ăla de lângă noi. Aia. Deci nu mai e familia. Aia e o familie forțată și deci nu funcționează ca o treime. Treimea trebuie să fie uniți în voință și în ființă, uniți, dar neamestecați. Așa, și dacă tu amesteci, adică ai făcut suprapus, ai pus tatăl cu fiul și Sfântul Duh același lucru, nu mai înțelegi voință, treimea. Degeaba s-a luptat la Niceea Sfântul Spiridon și cu Sfântul Nicolae și cu Vasile cel Mare. Și cu toți ierarhia mari, greie aia de la Niceea din anul 325. Degeaba, că s-au chinuit săraci. Nicolae a dat și o palmă lui Arie nebunul. Că ăla nu înțelegea, ăla separase tot. Tatăl e tatăl, fiul e fiul. Ăla a vrut să meargă pe... Și aici, el încerca să-i explice Spiridon cu țigla. A luat o țiglă de pe casă, a strâns-o așa în mână și a ieșit apă, foc și pământ. A rămas pământul umed. Și aici e asta, o țiglă, nu? Da, dar asta este apă, foc și pământ. Dar a devenit o țiglă. Și el a zis, uite, energia focului e aici. Pac! Și când a făcut așa, a ieșit focul, a curs apa și a rămas pământul. De fapt, aia a fost o pildă, a încercat să transmită. A încercat să explică, nu înțelegea ăla de o 7 luni l-au nebunit. I-au nebunit pe toți. Iar Nicolae, care era mai impulsiv așa și mai chel, că ăștia cheie de aia, acum beau multă apă, mă calmez, că noi suntem impulsivi, înțelegi, de aia chelim. Adică vine un foc de la suprarenale câteodată așa... Și ne arde părul. Înțelegi? Da. Da, e ca o grădină aici. Dacă tu îi dai flăcări tot timpul, aia e. Trebuie să te calmezi, să lași energia asta foarte puternică de la adrenalină, de la adrenale, să stai acolo. Așa? Și tu să dai cu apă, să dai cu ce trebuie să dai, să te mângâi pe cap, să aia și o să crească. O să vedeți că mi-e crește părul, că m-am prins până la urmă cum e treaba. Dragoș, ce alte elemente monatomice mai recomand oamenilor? Deci am zis de cuplu și v-am zis de hematoame din astea de la lovituri și de la înțepături. V-am zis de oase. Bun, dar are și multe lucruri pentru tiroidă. Ajută la tiroidă. Așa. Și aurul v-am spus de articulații și de mental. Și de stare mentală suferim toți. Deci nu înțelegem bine lucrurile. Suntem depresivi. Acum e și primăvară. Nu putem să mai iubim. Deci dacă glanda asta, revin un pic, asta e foarte important, trebuie să spun. Deci glanda pineală asta, dacă secretă serotonina de care zici tu, dar dacă nu mă înșel, ea cred că secretă melatonina. Și serotonina o face hipofiza. Dacă nu mă înșel eu așa. Pentru că melatonina este hormonul care, de la care pleacă tot. Dacă nu ești care relaxat... Care regenerează organismului. Dacă nu ești relaxat, n-ai nici serotonină, nici oxitocină, nici nimic. Bun. Atunci nouă ne trebuie, de fapt, melatonină, o stare de relaxare, așa, de pace. Și apare și zâmbetul automat. Pentru că la 25 de miligrame pe nu știu ce unitate de timp, spațiu pe acolo, de melatonină, deja se poate secreta serotonina. Imediat. Când dai 25 de miligrame de serotonină, deja treci la următorul hormon al evoluției spirituale, care se cheamă DMT. Când ai DMT, deja începi să ai stări
semi-extatice, încep să le cam vezi, că le cam știi. Când ajungi la 5 MEO DMT, după 25 de miligrame de DMT, de aici deja încerc ce mai greu, trebuie să mai testezi, să fii în pace continuu, ajungi la 5 MEO DMT și 5 MEO DMT, ăsta, hormonul ăsta, e hormonul care și-l forțează oamenii cu LSD-ul și cu marihuana. Ei lauda, l-au pentru 10 minute, o oră, 5, după aceea sevrajul e groaznic. Deci, după ce nu-l mai e pe ăla, nu mai e nici serotonină, nici melatonină, nici nu poți să dormi, nici nu poți să te bucuri. Da, pentru că cu anumite substanțe, practic, se excită glanda și secretă mai mult decât poate da ea. Da, îți dă se hormonul ăsta, cade... tu vezi elefanți roz pe acolo, ce vezi tu, că oricum prea sus nu te ridici cu frecvența aia ta, dar te simți tu bine și râzi acolo. Ideea e să mergem pe normal, adică echilibrăm glanda pineală. Cum? Cu aurul monoatomic. Dacă nu vreți să căutați aurul monoatomic, care este esență făcut, de cine știe să-l facă, căutați, vă rog, alimente cu coajă neagră. Măslinele negre au aur monoatomic. Vinetele în coajă au violetul ăla e aur. Aur este aur coloidal. Dar se poate transforma cu greutate mare de cu organismul vostru monoatomic și ajută mai bine. Dacă digestia, asimilarea este bună... Dacă mai ai și tu altele pe tine și enzime digestive și multe. Pe când dacă le iei așa cu lingurița, hap, e mai simplu, zic eu. Că de aia l-am luat eu. Și de aia eu mă tratez tot timpul cu el. Copiii mei au crescut cu el, ca să fim clari. Au 13 ani acum, 12 ani face. Mă rog, cel mare, dar el știe ormusul, El știe, deci copilul meu cel mare știe acest aur monoatomic de la naștere, îl avea în casă ca pe biberon, în sticlă. Și bea de acolo laptele zeilor cu laptele de capră, înțelegeți? Deci el așa a crescut, pentru el, în viața lui, acesta este un lapte. Atât, el există, de când s-a născut. Cum aș fi eu cu mărul cu biscuite sau ce îmi dădea mamă. Și a crescut cu creier, nu, ca lumea, potențat. Deci sunt foarte mândru de copiii mei. Se poate administra și la copii. Dacă eu de la 5 zile le-am dat. Deci de la 5 zile. Nu-mi plăcea că avea pe față un sebum așa, unul din ei, avea pe față așa niște chestii. O mică eczemă copiii mai fac. Da, erau niște chestii, mie mi s-au părut ca niște riduri în care erau ceva alb. Ei, și zic, ia să-i dau eu pe față. Și chiar cu cupru i-am dat. Aia am prins pe acolo, cupru. Și am dat pe față. Și când am văzut că dând cu mâna așa îi dispărea, se întindea fața, deci dând cu mâna așa. Deci eu nu mint. Dacă mint, să mă trăznească Dumnezeu. Acum. Acum, în direct. Deci i-am dat pe mâna așa, i-am dat și am văzut că îi se întinde pielea. Zic, opa, ia să-i bag eu puțin în gură. O picătură, ce o să fie? E în laptele mamei, e peste tot. Pac, și am băgat. S-a lins pe bot. Sugar de 5 zile. A făcut așa, zic, apa, îi dăm și mâine. Delicios. N-am insistat, hai, bea tată, niște lapte. Cu tată, cred că nu pățea nimic. Am dat și a doua zi o picătură și așa vreo 5-6 zile. După aia l-am lăsat în pace. După aia și-au luat singuri când au crescut. Deci aurul ăsta monoatomic îți face în glanda pineală un echilibru, ți-o hrănește, că conține așa ceva. Asta e un element care se consumă în glanda asta pineală. Deci trebuie adăugat, trebuie luat. Este ca un supliment, este un necesar... Da, este un mineral. Până la urmă, este un necesar. E mare invenție. Eu la evaluare văd de foarte multe ori deficit de cupru, mare deficit de aur, de argint și... Argint. Unele persoane se miră, cum avem și așa ceva? Da, avem toate mineralele pământului. Cred că mai fac o gamă cu argint monoatomic. Trebuie neapărat. Trebuie să am cele trei elemente. Adică argintul. Aur, argint și cupru. Pentru că ele sunt tata, mama și copilul, sunt a treime. Argintul plus, este minus foarte și bun neutru. Pe infecție. Deci e mama, n-auziți? E mama din familia asta. Da. Sunt trei lucruri. Aur, argint și cupru. Drăguș. Mergem... Ce? Să nu spui că s-a terminat. Nu, vreau să spun ceva, dar te rog să continui dacă aveai o idee. Păi ce mi-ai spus mai înainte? Adică să mai continui cu niște elemente minerale care suportă starea monoatomică. Da. Adică după aur, cupru și argint, care o să urmeze și o să-l avem, promit, că m-am promis cu cremele. N-am uitat creme și ca să fie din cauza că am întârziat, doamnelor, și 8 martie. Sau este martie, este luna voastră. Trebuie să fie deja crema aceea să existe pe undeva, că eu inventez. Inventez creme, inventez. Și vreau să inventez și un săpun. Săpun cu așa ceva. Și vreau să mai inventez și o pastă de dinți. Și vreau să mai inventez o loțiune care o șpreieze așa, cu care îmi dau eu acum pe cap. Și care, chiar care e efect. Nu știu dacă tu mai mă ții minte pe mine, că ne știm de o viață aproape. Mă rog, nu chiar o viață, dar de o viață de câine. Mai peste 10 ani. Păi da, o viață de câine. Așa. Și eu eram mai slab dotat.
Deci ciuful ăsta al meu era până aici, 2 cm atâta mai era. Și acum, dacă vezi, tu are vreo o palmă așa. Adică avea șansa să dispară de tot. Eu nu care șanse, îl fac. Deci eu o să arăt că acest păr nu este o chestie, gata, e genetică, nu ai. Nu, e de la suprarenale și ne mă enervez. Și am fost prea impulsiv. Dar dincolo de păr, poate fi pulverizat și de doamne pe... Pe piele. Pe față, pe ten. Deci știți ce face? Minuni. Mi-a luat celulita de pe aici. Știți că noi ăștia la 50 de ani așa, care ne mai crede noi că mai avem 30, facem pe aici noi, nu facem ca voi, doamnelor, sau mă rog, da, vorbesc și cu bărbați și cu femei, pe picioare celulita asta urâtă pe spate, se vede la mare. Noi facem și aici. Șunculițe pe burtică. Deci și șunculițe pe burtică, dar măcar burta se umflă, dar aici celulita aia mă disperă și pe la pectoralii mei cândva de Arnold sau ce visam eu că sunt. Și când văd celulita aia de moș, cum ar veni moș, de moș. Zic, ce-i fac eu, doamnelor, asta? Totul e să-mi propun, că după aia Dumnezeu îmi spune dimineața, îmi vine cu invenții, eu așa le-am inventat pe toate. Deci îmi spune ceva. Sau mă apucă pe mine, eu zic că fac, hai încerc. Și am găsit o soluție derivată din procesul ormusului, în procesul de fabricare al... Deci am găsit o soluție în procesul de fabricare al aurului monatomic, cum se obține el acolo, că până la urmă este un hobby. Puteți și voi să încercați. Nu e neapărat o chestie care... Deci există pe internet informații cum se obține acest aur monatomic. Așa am început și eu. Și tot lucrând eu acolo în treburile astea, am găsit un derivat de acolo care, spreindu-mi-l pe mine, cred că îmi hrănește și pielea, 100% îmi hrănește pielea, îmi hrănește și oasele, că el se absorbe, pielea este cel mai mare organ de absorbție. Deci e cea mai mare suprafață de absorbție. Da. Și am constatat că mi-a dizolvat celulita de pe aici. Ia uite, de fapt, domnule, a stimulat circulația, drenajul. Cred. Și părul îmi dau în cap, pupu. Și culmea, cum îmi dau cu ăsta pe față? Pe loc se vede cum îmi face fața, mă întinde. Pe loc, instant. Deci o să vin eu să fac o demonstrație. Dar încă îl testez, că eu până nu le testez așa câteva luni bune, nu că... Deci de când vă tot ameninți cu cremele și cu astea? De mult. Eram la 1 ianuarie, mai înainte. Și deci, uite, suntem în martie, se face aprilie, 4 luni, 5 luni, 6 luni. Asta e, nu mă lasă Dumnezeu până nu sunt eu convins, probabil. Nici nu mă explic altfel, că am vrut să o fac imediat. Hai să o facem repede. Nu se poate. Și este ceva bun. Ceva ca lumea. Bun. Deci v-am spus de treaba asta, de aur, cupru. Și acum hai să spunem despre iridiu și de rodiu. Măcar dacă astea le-ai... Am spus de argint. Argintul, că tu ai spus, este cel mai natural mod de... De tratarea infecțiilor. Adică antibiotic, ce-ți mai discutăm? Care nu omoară, că lumea ce, îți omor flora intestinală, gurile rele, prima oară, omoară flora. Ia zi tu, că știi mai bine. Elementele monoatomice pe bază de argint, monoatomic sau coloidal, practic se pun, deci distrug infecțiile prin oxidare, adică se pun pe gura bacteriei și o sufocă, o omoară. Și de ce nu omoară și bacteria probiotică? Dar eu știu de ce. Nu. Dar știi? Bacteria probiotică. De ce nu omoară și pe aia? Nu omoară. De ce? Ce e tot bacterie? Hai să mănânc toate bacteriile. De ce nu omoară pe aia? Pentru că bacteria bună nu fură electroni din organism. Bravo! Are altă sarcină. Le ia doar palele alte cu sarcina. Argintul nu știe carte. El știe care o polaritate și te duce atras de cealaltă polaritate. Și te duce bacteria care are polaritate inversă, a luat-o și... A neutralizat-o. Celelalte probiotice sunt ca și argintul, aceeași polaritate. Și din cauza asta nu le vede, se resping. Nu are nicio treabă. Ok, deci am rezolvat cu argintul, o să apară și argintul, o să studiez problema, de fapt, mai temeinic. Și mergem la iridiu și la rodiu. Iridiu ăsta este cheia accelerării ratei metabolice. Adică după operație, adică pentru o cicatrice, adică pentru dacă vrei să te refaci cu până la 40-50% mai repede, cauți iridiu monoatomic. Unde îl găsești? Ori în suplimente care conțin așa ceva, ori în alimente care conțin iridiu monoatomic. Pentru că dacă nu ați avea așa ceva în sol, nu aveți nici în plantă, n-are de unde să tragă planta, nu aveți nici în mâncare și nici în trup. Și dacă veți lua plante ca să mâncați de pe soluri tratate cu nitriți, nitrați, fosfați și tot felul de astea chimice, astea intră în sol și neutralizează elementele monoatomice. În ce sens? Le reduc starea vibrațională și ele recad în starea lor metalică.
Înțelegeți? Și se fac metale. Mici, dar metale. N-avem nevoie de metale. Poate chiar coloizi. Sunt buni coloizi, dar eu zic că se fac mai mult, aglomerare mai mare și coloidul este coloid atâta timp cât suspensia metalică are o încărcătură de respingere, se numește zeta potențial mare. Atunci ai coloid, dacă nu e praf de metal în apă. Fiind, dar e metal. Simplu. Deci el trebuie să fie încărcat ionic. Să fac, uite așa, o mișcare ca browniană, se cheamă zeta potențial. Deci, în momentul în care tratezi solul cu chimia asta modernă de sinteză, ai terminat. De-aia soluri organice, de-aia sunt mai scumpe. Luați de la anumite lanțuri de supermarketuri, ca să nu le dau nume, dar o să găsiți. Există ștand bio-eco. Acolo să luați, da. Deci noi nu de aici pierdem bani, dimpotrivă câștigăm aceste elemente monatomice. Am spus de iridiu, iridiul găsiți în ciuperci, de exemplu, în urechile de lemn, că diseară, masa de seara mea va fi la un restaurant chinezesc pentru că a început postul pentru mine, că cu ouăle, cu brânza nu prea le am și prefer să încep postul. Am mâncat și ouă săptămâna asta, brânza am încercat într-o zi, nu sunt fan, pentru că tocmai ce vorbeam de lactate, încercăm să facem ca un lux brânza pentru mine. La Paște mănânc și eu. Ia o brânzică de aia crudă de la ciobănei, că am și eu două oi, am trei oi, cred că o să și fete acum. Și o să-mi extind cele mioarele mele și o să le past măcar o dată pe an, o să-l rog pe cioban să fiu eu cioban oilor mele. Sau mă rog, toată turma. Să știu că am fost și eu cioban. Mă duc într-o sâmbătă la munte, acolo unde le-am, și stau și eu cu cioban. Sunt cioban pentru o zi. Mult cu el, fac să văd cum e. Așa. Și deci o să am brânzică din asta bună, de pe plaiurile mioritice, și o să mănânc de Paște și eu. Deci nu vreau să fiu rău cu voi, oameni buni, să nu mai mâncați lapte, că e dependență deja. Dar vă spun un lucru și îl mărturisesc cu mâna pe inimă, nu știu, cu mântuirea mea. Am avut o pacientă, nu mai e cu noi, tânără. Era mai tânără ca mine. Și uite, eu încă vorbesc, am trup cu voi. Ea nu mai vorbește cu noi, vorbește în lumea altă. Și avea un problemă degenerativă limfatică de la ganglion, de la mâna dreaptă. Și se umfla mâna, uite atâta. Și eu am dat elemente monoatomice, ia și de asta, încearcă și de asta. A mers bine. M-am și rugat pentru ea. În sensul că pot să fac și de la distanță, dar nu mai fac asta. Măcar să nevoiască lumea să mă vadă în față. Cu ea am făcut prin telefon. Se poate merge mai bine prin releele GSM. Deci prin releele GSM se amplifică semnalul mai bine. Deci dacă eu fac tratamentul prin telefon, e mai bine decât dacă îl fac așa. Bine. Mai bine într-un fel așa mai dur, mai cum e cu electronica, dar tot cu mâna e mai bine. Spun eu mâna pe om și să zic acolo ce zic. Anumite rugăciuni. Și i-a mers bine. Noaptea chiar mi-a zis, Dragoș, aseară am avut o noapte de iubire cu soțul meu. Nu ne-am mai iubit de nu știu când, de când cu boala asta, nu știu ce. Fericit. Zic, bine. Hai, mergem înainte. După alte două săptămâni și iar am recăzut. Nu mai are efect nici aurul monatomic, nici iridiu, nici nimic. Iar s-a umflat mâna. Zic, măi, fată, dar nu se poate, mă, trebuie să dea înapoi. Tu ce mănânci? Sunt vegetarian. Păi e vegetarian, deci nu e de la carne. A, și îmi pică fisa. Lactate? Să nu spui că îmi scos și brânza. Ia. Era lacto-vegetariană. Era lacto-vegetariană și băga iaurturi și brânză și lapte ca la... Îi făcuse limfa vază. Lactatele încarcă sistemul limfatic. A, așa, deci ea n-avea cum se vindece niciodată. Și ce, să nu spui că îmi scoți și laptele. Și că, ba da, purificați-vă limfa beton, suc de lămâie cu pătrunjel. Ne purificăm acum în post. Măcar periodic și eu recomand pacienților să țină posturile. Păi da. Cine nu ține post de voie, ține de nevoie. Organismul are nevoie de repaus. În perioade de repaus, de post, organismul se regenerează pentru că în pancreas există o enzimă, tripsina pancreatică, care regenerează organismul, care tratează chiar și afecțiunile tumorale. Dar ea poate face acest lucru doar dacă nu se oprește în stomac să digere proteine animale. Dacă în stomac sunt alimente vegetale, ea atunci pleacă mai departe în țesuturi și lucrează. Ce frumos! Uite, și pentru mine asta e explicație, să mă întărească, să fac cu stoicism acest post, să nu mai vadă proteină. Dar era cu fructele de mare de la Muntele Atos. Nu prea e ok, că alea sunt animale? Semi-animale. Sunt. Un pic de tipsină mi-a. Dar când nu o să mai pot, fac și eu ca ierarhii noștri, un homar, o scoică, o ceva. Da, măcar doar pe weekend. Dragoș, vreau să
te întreb și să discutăm un pic un subiect poate puțin controversat. Spre exemplu, în evaluarea generală am întâlnit la mulți pacienți și femei și bărbați intoxicați cu mercur. La femei în rinichi și sâni, la bărbați mai mult doar în rinichi. Și mă întreabă care este sursa. Mă abțin să le spun care este sursa, nici nu am de unde să știu care este sursa. Exact. Chiar mulți spun că nu consumă nici produse din pește oceanic și totuși sunt intoxicați. În procesul de detoxifiere pe care recomand, chiar am avut pacient care a văzut mercurul eliminat prin tălpi. Deci se elimină. Și mă întrebă care este sursa. Deci, în primul rând vă spun soluția. Una din soluții. Una din soluții. Scurtă, că ne apropiem și de final. Deci, să vă zic eu repede, v-am zis iridiu, rata metabolică accelerează și rodiu, care este sursa glandei timus a inimii, va aduce o imunitate mai bună în organism prin creșterea glandei timus, care se știe că la 25 de ani începe să se atrofieze. Dar ea nu din cauza că n-ar trebui să trăiască acolo până murim noi. Să fie și ea mare, nu atrofiat. Ea din cauza că tu nu mai iubești de la 25 de ani. Ai primele lovituri din dragoste, primele de alea, te faci om mare, nu mai știi ce e iubirea și ea, dacă n-are iubire, începe să se strângă. Și scade și sistemul imunitar. N-ai iubire, scade imunitatea prin scăderea glandei timus. E, dacă rodiu, care îl găsiți în morcov, care încea părintele Arsenie Boca, morcov, numai morcov mânca când era în pușcărie, așa, avea nevoie de inimă, așa, și să facă teleportările alea care le-a făcut, s-a dus la mormântarea mamei lui, e consemnat, nu mai era în celulă la apel, a zis vin la 3, au deschis celula, nu e, a plecat Boca, unde e? Șeful de post de la fața de sus a dat consemn, băi, aici, i-ați dat voi voie să veni, nu i-am dat. Dar a zis că vine înapoi la 3. Cred că vom continua acest subiect și în emisiunea viitoare, că este important. Haideți să spunem. Ok, hai să zicem de asta. Bun, v-am zis de morcovi răzăliți, da. Lui Arsenie Boca, dar să fie organici. Și atunci aveți și rodiu și iridiu, l-aveți până prin ceea ce e negru, urechi de lemn. Și mai sunt, căutați pe net. Asta, argintul viu, așa zis, sau mercuriu, are două surse. Ori din peștele oceanic, ori din chiar și cutia de aluminiu sau de ce ia, că mai conține și metale grele și prin alte alimente sunt și poți să acumulezi și de acolo. Dar poți să acumulezi și din farmece și vrăjitorii. Există o metodă vrăjitorească prin care râul ăla se transmite mai repede și mai ușor prin niște gândăcei din pădure care iau oamenii care știu și îi țin un pic la cald pe gândăcei aia care au o suprafață așa nichelată, frumoasă, metalică, e mercur. Și fierbe acolo doamna, îi pune să se prăjească și când se evaporă gândacul, se evaporă și mercurul, i-a transmis cu markerul tău mesajul să fie să dreagă, se duce până eter, el este un adică element... pe vânt? Prin subspațiu se duce. Este un element alchimic, ca și aurul. Și suportă și stare monoatomică. Deci el suportă stare monoatomică. Iar în stare monoatomică se comportă ca un gaz rar, dar eu spun că și mai mult decât un gaz rar. Ca un fel de hormon al spațiului. Se transmite direct, pum, instantaneu, se teleportează la tine. Și l-ai absorbit pe nas, pe piele, pe ce vrei tu. Cu timpul, dacă îți face mult cu gândăcelul, ești plin de mercur și începi să ai coșmariu și începi să nu-ți mai meargă nimic. Bun, ideea următoare. Aurul monoatomic este scris și o să vă zic, vă dau documentați. Un miner care a făcut exploatare de aur cu ceanuri s-a umplut de mercur de la exploatările alea. Hai să spunem oamenilor unde ești de găsit. Unde sunt eu de găsit? Pe Facebook Iliescu Dragoș, live în fiecare dimineață, mă vedeți la baltă la Cicung. Am pe Facebook și telefonul. Avem și la redacție telefonul. Eu îți mulțumesc pentru participarea în emisiune. Vă dau întâlnire duminica viitoare. Până atunci, toate cele bune și vă doresc o primăvară minunată. Doamne ajută!